Ne aflăm la Trinca. Nicolae Petrovici, frumos cai aveți aici. Da, în Trinca avem frumos cai. Oamenii au câteva căruți, suntem frumoși, avem cu asta. Am auzit că vreți să faceți o publicitate ceva. Da, vreau să fac, înțelegeți. Cui? Timp de 25 de ani avem ales primarul din Trinca, el a fost președinte de colhoz. Ne-a adus nouă o împagubire de 1.500.000 care s-a împărțit cu poliția și procuratura și nu a fost trași la răspundere. Pentru asta eu răspund în fața justiției și a legii să vă spun adevărul. A doilea, de o promis cetățenilor că va face o moară, va face o uloniță, care va da ce să-l vedem. El s-a întrebuințat acolo, i-a făcut toate interesele lui, oamenii îl susțin, dar moara și ulonița au ținut măgare în trânsă. Și să vedem și ne-au promis că moara șede și se distruge și este faramatul. Oamenii au investit bani, au dat acolo, oamenii au dat bani ca să fie moară făcut. Dar până în prezent nu mai avem nici moară, nici uloniță. Adică da? Nu merită. Nu merită. Uh-huh. Nu merită. Ceea ce au făcut, nu a făcut nimeni nimic drept. Înțelegea că avem în centru satul, au fost trei organizații, au lucrat și am cerut că aici este la noi când plouă, să strânge, să faci iază, înțelegi? Și am cerut de la dumnealui, că el a iscălit documente cu fost acele organizații. Sunt drept treaba, nu m-a îndreptat-o până în ziua de azi. Și la noi în centru satul, când plouă, ne neacă apă și nu putem trece nici drumuri, nici asta. Asta e tot cu ajutorul primarului și el. La pod, a fost deschidere oficială. A fost, nu a fost deschidere oficială, nu a fost, asta așa au făcut, dar fără deschidere, el face tot fără deschidere, podul e făcut fără deschidere, cei se întrebuințează în Trinca, el face tot fără deschidere din capul lui. Atunci consilierul, dacă el spune, cum spune el, așa se dictează, el este un dictator ca plăhatniu și el este la partidul DA și vreau să vă mai repet, că am repetat să vă spun. Care e partidul DA, dar pot spune la șor? Apoi cum? El a fost în partidul DA. De la DA a trecut la socialiști. De la socialiști a trecut acum cu Soros. Cine plătește, cu șala mă duc. El nu se uită. Și este un mincinos care și m-a atacat pe mine în primărie. Nu vă pare că vă trage la răspundere pentru așa? Nu mă pare că el m-a zbrânșit de după cap de fața polițistului Colesnic și a ministrul de construcție, domnul Marcel Răducanu, a fost la Trinca, nu știu ocazie. Eu știu că am auzit în judecată că Ministerul de la Construcție trebuie să primească 160.000 de lei. Când școala sportivă a fost dată în cotație în 2009, dar Marcel a venit după bani la Trinca în 2014 și nu este un mincinos. Ministrul este un mincinos când atunci de fața lui m-a apucat după cap și m-a sprășit și dacă eram în altă parte undeva, el ne arăta nii, eu te învățam pe tine și nu-i numai o dată. Dar mai multe ori el pe mine m-a amint că eu critic și îl critic pe dreptate. Vreau la judecată, eu sunt de acord, am avut judecată. El ne-a dat caracteristică, nici judecat că eu nu am făcut nică pentru sat. El nu a făcut, că a furat banca de economii și este un bandit și un hoț, ia ca eu i-am spus aici, în față. Gata, poți să bună mă... în publicitate, domnul primar. Da, eu spun, da, el are legătură cu poliția, cu procuratura, au toți, înțelegi, judecători, au dus cărlani, au dus brânză, au dus tot. Eu am fost prin judecăți și am văzut ce face el.